Ok, bă, bine sunt la un nou episod de Minecraft. Skyhorse! Nu mă întrebați de ce am campul ăsta și nu pot să-l dau jos. Am încercat să-l dau reset la Reset Hat, dar o să se repună imediat înapoi. De ce? Nu știu. În fine, salut! Astăzi facem un nou episod de Skyhorse, cum am zis, pentru că, din câte am auzit eu, s-a făcut update la Skyhorse, s-a pus un lobby nou, ca de fiecare dată este lobby-ul de vară, practic. Și cum se poate observa, din start aici a dispărut rank-ul. Gata cu rank-ul, la revedere. E puțin ciudat că aici sunt 2 și aici sunt 3, dar hei, cine sunt eu să comentez, nu? Din câte am înțeles eu, aceste nivele li s-au schimbat puțin culorile, adică dacă puteți observa la episoadele mele vechi sau la alții, nu mai sunt aceleași stars să fie aceleași culori. Sunt diferite culorile acum la toate nivelele. Acum cred că nivelul ăsta de rainbow, cred că e după 100 sau ceva de genul, 150, I guess. Eu sunt aici, la diamond, contul ăsta nu s-a jucat nimeni timp de 2 ani. Am rămas la diamond, ok, contează. Hai să vedem Skyhorse, nu? Bun, Skyhorse. Din câte am auzit eu, s-a scos cică sabia de piatră cu șarnesună, care mi se pare cea mai bună idee, dar în același timp, ai mă, ce s-a stea? Pun și-o la Zora, fraților. Bun, gata. Ok, și se pare că săbile de piatră s-au făcut cu săbile de, s-au schimbat cu săbile de Iron cu șarnesună. Acum, din câte am înțeles eu, pentru că eu deja m-am uitat la un episod, la unul din afară, și să văd despre ce schimbări. Și am zis, bă, plus de asta mi-a cerut după Alex să fac un episod de Skyrim. Și am zis, bă, fac un episod în care o să mă joc Skyrim și o să arăt ce s-a schimbat la oameni. Poate voi nu știți. Ăsta mi-a luat kill-ul și eu în care am crescut eu am luat kill-ul. Ok. Ok, și care am crescut eu am luat în kill-ul. Chrono Breaker-ul ăsta mi se pare acum un gunoi, nici știu cu ce kit aș putea să mă joc acum. Dacă aveți o idee de un kit fain care să mai fie și bun, că ăsta nu mai e bun. Ăsta nu mai e bun, din câte știu eu, că am jucat oricum înainte să aflu de ce nu mai merge. Adică uitați-vă, da? Eu nu pot să-l folosesc dacă sunt sub void. Deci dacă eu n-am bloc sub picioare, eu nu pot să-l folosesc. Mi se pare un căcat chestia asta. Așa că hai să ving pe băiatul ăsta, care văd că construiește în continuu. Ok, am luat și eu kill-ul, nice. Hai, motherfuckere! Ok. Nice. Nice. Easy. Oh my lord. Easy. Stați așa, frate, că mă concentrez și aici să câștig. Vreau să câștig și o meci. N-am mai jucat de o grămadă timp Skyward și vreau să câștig și o meci. Și mă joc pe Lunar Client de data asta pentru că ultima oară când am avut Battleline în calculator, îmi dăduse corp la Windows și tot îmi dădea crash Windows-ul, adică îmi dădea blue screen în con. Am vorbit cu cei de la Microsoft, le-am dat un fișier și mi-au zis că problema era de la anti-cheat-ul de la Battleline. Așa că l-am dezactivat de tot. What? Nu s-a încăpat noi. Aici-i? Uită-l! Oh my lord! Stați așa o secundă.
Bye. Ce se întâmplă? What the fuck? Ce făcea acest player? Chiar vreau să știu, bro. Da, văd că se joacă multă lume la 5 dimineața. E multă lume la Skyos, în general, așa. Da, și e 5 dimineața, fraților. Mai e puțin la 5 dimineața. Bă, n-am mai jucat Skyos de foarte mult timp, adică cred că am luat pauză de la Skyos, cred că, nu știu, 3 luni sau ceva de genul, chiar dacă nu chiar mai bine de 3 luni. Chiar mi-era dor puțin de jocul ăsta, să fiu sincer, dar în același timp, la ce update-uri au făcut ăștia, au nenorocit. Cum am dat damage? Eu nu înțeleg. Eu nu știu cum mi-a dat băiatul atâta damage, dar hai, să zicem. Mamă, dar cum se poate observa, le nimeresc când pot bat. Mai am skill-ul de pus în dacă e. Chrono Breaker-ul curge, nu mai merge. Nici știu ce să mă joc, fraților, că oricum Chrono Breaker-ul ăsta e în gunoi. Ăla cu ice-ul, din câte am înțeles eu, din câte am auzit, trebuie să stai 30 de secunde acum ca să-l folosești. Bine, și înainte era un cooldown, dar înainte, nu știu, era cooldown mai mic, așa ceva de genul, dar nu știu ce idee au băieții ăștia care au făcut Skyward-ul, dar care au făcut aceste kituri, dar mie unul nu prea-mi plac. Bă, după ce că nu spleri pe jocul ăsta, mai bagă și cu un update din ăsta de strică tot jocul, așa că nu știu ce să le zic la băieții ăștia, să vă cadă nasurii de la papuci. Mhm. De la papuci, bă. Am pus blocul în față, las, e bine. Ia mai du-te, bă, și tu în voi de unde îți revine locul de onoare. Shit. Mi-a transmit shit. Nice. O perle. Nice. Nu știu cum dau eu cu click-ul, dar auzi și eu că s-aude puțin dubios. Maboi. Trece în void, maboi. Maboi în void cu tine, maboi. Mamă, știi ce mi-am adus aminte? Fraților, eu când mă jucam Skyward, da, și făceam episoade, eu puneam la OBS 120 de frame-uri. Ei bine, acest episod nu este în 120 de frame-uri, ce să vedeți, pentru că am și uitat că eu făceam episoadele de Skyward să se vadă așa cu motion blur frumos. E, dacă mai aveți episoade de Skyward, la următoarele episoade o să apară cu motion. Ia, am deschis chestul, bro. What the fuck? O să încerc să nu uit și să pun aceste frame-uri în OBS. 120 de frame-uri, mai exact. Că dacă pun mai mult, după nu mai merge filmarea. Că am încercat odată să mă joc în 240 de frame-uri, dar mie mergea perfect. În OBS se vedea că nu e niciun lag, nu scade, nu nimica. Iar când să intru pe filmare, acea filmare se vedea efectiv în poze. De ce? Nu știu. Nu am suportat placa video, nu e în stare calculatorul meu să filmeze în 240 de frame-uri, bine, dar acum am și eu 240 de frame-uri, deja e cam mult, dar hei, yo, dragilor, aveți cel mic chiar aici. Hai de bă, dă-i. Moare, așa. Fai de capul meu, ce se întâmplă, fraților? Nici n-am mai vorbit că trebuia să fiu aici. Concentra, domnule, să câștigăm și noi un meci de Skyward. Mamă, dar toată lumea mă aruncă în voi. Bă, frate, să ne batem, bă! Domne, sunt prea nicapa, nu mai reușesc să fac un bridge. Ăsta cred că o să fie ultimul match, pentru că deja văd că nu intră nimic, și decât să stau să intru match, să ies de match, mai bine nici mai mă joc. Nice. Cumva am dat după unul și l-am nimerit pe al doilea, dar nu mă interesează, fraților. Nici nu mă interesează, fraților. Ăsta e full naked.
Și cumva vine altul să dea în mine și mă împinge direct în void. Și eu până o să spamez blocul, spamez produl. Dar de ce pe Lunar Client să randează chestiile așa de slow? Uite-te și tu cât ea se randeze, bă. Dacă aveți idee, dacă vă jucați pe Lunar Client, să-mi spuneți și mie, pentru că pe mine mă enervează lucrul ăsta. Badlands-ul numai eu până nu aflu de ce îmi dădea în continuu crash, blue screen și da. Cam s-a fost cu acest episod. Nu uitați să faceți ce zice acest copil, acest câine de fapt. Da. Și a noi, desigur, o să ne auzim data viitoare la un nou episod. Desigur, dacă mai aveți Skyros, scrieți în comentarii și poate o să apară un episod nou de Skyros cât de curând posibil. Salut, bă!